act la niciun fel de infracțiune a nu există niciun fel de problemă. Da. Restringem maniera totalitării în care acționează. La capaită. Consulentele pe care le declarat inculpat. Dar sunt totuși niște acuzații. Încă. Dar există acele fotocopii. Colegii noștri au fost traumatizați, ținuți ore întregi pe voruri pe aici, fără să aibă vreo calitate în dosar. Au fost puși colegii dumneavoastră să scoată acele semnături, acele date din nume cu prenume. Eu am spus odată și repet. Nu am comis niciun fel de infracțiune. Dacă doriți să aflați mai multe, poate îi convingeți pe onorabilii procurori să meargă la PSD și la PNL, să caute dacă sunt sau nu sunt. Procurorii spun că sunt. Există mesaje. Credeți că este un atac la aur? Domnule Târziu, procurorii spun că există. Domnule Târziu, procurorii spun că există mesaje vocale date de George Simion. Pe rând. Procurorii spun că există. Ce este mesaje vocale? Ce mesaje vocale sunt? Eu cred că s-a comis un abuz, inclusiv prin faptul că au fost confiscate telefoanele angajaților publici, telefoanele aparținând partidului, laptopuri și alte. Au fost implicate pentru percheziția informatică. Percheziția informatică se face numai în cazul în care există suspiciunea sau încadrarea de inculpat. Deci nu există așa ceva. Ai luat niște marcuri pe care îi tratez ca infractori, ca inculpați. Le-au dat drum. Procurorii spun că... Dar nu le-au dat drumul cu aparatură... Vorbindu-... Ați chemat oamenii noaptea să vină la partid, George Simion a trimis mesaje vocale pe WhatsApp să se prezinte de îndată la sediul la urmă. Cu niște întrebări care au primit deja răspunsuri. Păi, sunt acuzațiile procurorilor, domnul. Bun, nu există nicio acuzație a procurorilor. Cam asta este atmosfera aici, dragilor. Se continuă cu întrebările de tipul da, de ce, da, dacă există înregistrări, da, de dacă s-au pus sau nu s-au pus sub acuzare, dacă este suspect și așa mai departe. Asta este atmosfera, da, se vede. Înțeleg că sunt înăuntru 2 sau 3 membri AUR, Silvestru Șurșoacă și cam atât. Și se încearcă obținerea unor denunțuri, declarații, se fac niște percheziții informatice, mai mult sau mai puțin abuzive, în legătură cu falsificarea de semnături sau prezumtiva falsificare de semnături. Cam despre asta e vorba. Eu am venit să vă arăt atmosfera prin, ca de obicei, prin ochii mei. Cert este că, din punctul meu de vedere, asta dovedește, certifică faptul că frica lor este îndreptățită. Frica lor de aur. Și atunci singura lor modalitate de a face ca aurul să nu ia 20, 25, poate chiar 30%, nu se știe, ci să fie trecut la sub 20%, e așa, cu astea, cu chestii bolșevice. Astea sunt chestii bolșevice. Ultimele zvârcoliri, coldiste, uitați, Marian Ceaușescu acolo, ăla de la TVR dincolo, care stă în instanțe toată ziua, omul SRI-ului, toți acoperiții din presă, ia uite acolo, acolo toți sunt toți acolo. Da? Ca să vedeți culoarul media, culoarul de justiție, toate coldismele posibile și imposibile aici. A, ia uitați. Ăștia de aici, uitați. Mass media. Uitați. Ăștia sunt. Deci pe ei nu interesează de ce corturile PSD și PNL au stat goale. Și nimeni n-a strâns pe bune semnături. Deci nu PSD și PNL e problema. Că n-au avut niciun voluntar la corturi. Eu am fost, am văzut. Nu. Vreau suntem noi, bă, frate, care am strâns pe bune. Nu cred că e posibil să întâmple așa ceva în altă.
Dați acolo. Atât. Pe surse a apărut că este vorba de o sesizare din oficiu. Nu, nu ne s-a comunicat absolut nimic în această direcție. Deci nu știm dacă e din oficiu, e denunție, plânge, dar ne spunea că nici cea mai bază. Unde e difuzorul aici? Unde e difuzorul? Unde e difuzorul? Se aude un difuzor. Niște angajați ai partidului, niște oameni. Ce difuzor? Nu știu, aud un difuzor, aud. Poliția îmbrăcată în uniformă. Se aude camera. Camera, da, camera. Păi la unul dintre băieți. Ah, ok. La tot ce înseamnă mandate de aducere, vine polițistul îmbrăcat civil, bună ziua, sunt putare, se legitimează mai puțin în cazul în care îți vine DNA-ul. Și DNA-ul, într-adevăr, își ia vestea de DNA. Astăzi a venit poliția toată frumos îmbrăcată protocolar la ușa oamenilor și a luat pe unii de acasă, pe unii din trafic, pe unii din zi, i-a dus mai întâi la audiere, membrii de partid și angajații partidului. Lăsați-mă mai întâi să vă spun eu tot ce am de zis și după aia îmi puneți întrebările. După care au fost aduși la audiere, la poliție, la piața Walter Mărăcineanu. Acolo au fost audiați, au dat cu toții câte o declarație în care au fost întrebați. Deci asta este conferința de presă. Repet, este un ultim abuz, o ultimă zvârcolire a coliștilor. Nimic altceva. Asta după ce ieri mai mulți dintre candidații de la europarlamentare am cerut lui Marcel Ciolacu cu tag să-l scoată pe Vasile Dâncu de pe liste. 20 de candidați. Marcel Ciolacu, îți dă voie securitatea să-l scoți pe Vasile Dâncu de pe liste? Coldistul Vasile Dâncu. După chestia asta, iată că au apărut o felul de probleme. Deci, repet, eu am stat voluntar să strâng semnături. N-am văzut nici măcar o secundă în cortul PSD, PNL, USR. Nu am văzut vreun voluntar. Deci în loc să ia pe aia, ne ia pe noi care noi am fost prezenți fizic la corturi. Despre ce vorbim? Bun. 2. În ceea ce privește strângerea de semnături, salutare, nu este ilegal să strângi semnături pentru 2 candidați. 3, 10, 15 candidați. Nu este nimic ilegal să strângi astfel de semnături. Dar și dacă ar fi adevărat că s-au strâns semnături și pentru din partea anumitor membri ai partidului lui Terheș și pentru Șoșoacă, pe simpatii și așa mai departe, Silvestru, nu e nicio problemă. 3. Eu puteam să stau cu 2 liste să strâng semnături. O listă de independenți și o listă de aur. Nu e nimic ilegal, legea nu interzice. Deci, tot ce vă zic ăștia la televizor, dragii mei, este un mare fâs. Pe 9 iunie mergeți la vot, 5 buletine de vot, 5 voturi de aur. Sunt terminați. Pentru că această ilegalitate, această neconstituționalitate cu comasarea, nouă ne ridică foarte mult scorul la locale. Că toți cei care aveau simpatii doar pe europarlamentare, acum au ocazia să se răzbune pe ei și la locale, înțelegeți? La Consiliu, la județeană, la primar și la Consiliu județean. Și ultima idee, și cu asta vreau să închei, că trebuie să mă duc la eveniment, la Stop Agenda 2030, care are loc la Hotel Mercur, începând cu ora 17:30, Mercur Unirii. Ceea ce vreau să vă spun este următorul. BEC a validat aceste semnături. Există nenumărate hotărâri judecătorești care spun, domne, nu se poate verifica dacă semnăturile alea sunt reale sau nu, există sau nu există. Deci, tot ceea ce vedeți aici din partea parchetului este un mare fâs. Sunt ultimele zvârcoliri ale acestor abuzivi. Da? Ca să fie foarte, foarte clar. Ups, scuze. Mai filmăm și niște de-astea. Da, STS-ul n-are ce să caute în numărătoarea voturilor, instituție militarizată. Prostia aia cu 200.000 de semnături este o cretinătate în condițiile în care în Europa media este undeva la 11.000 per partid. Deci sunt multe chestiuni care trebuie discutate în momentul ăsta. Bun.
Ok, asta e. Eu mă retrag către eveniment, dragilor. Și în drum spre mașină, insist pe a vă spune că toate acele liste au fost validate de BEC. Ah, uite, că pe el îl așteptam. Așa, salutare. Dă-ne și nouă declarație și explică-ne și nouă cum se mai fâsie puțin sistemul Coldist. Că ăsta e ultimul fâs, așa, unul dintre ultimele fâsuri. Da, pare să fie ultima zvârcolire, dar este foarte grav pentru că arată un defect de sistem pe care trebuie să-l corectăm în momentul în care ajungem la guvernare. Sistemul judiciar nu are voie să se transforme în armă politică, în mișcare de șah politic. Acest lucru trebuie să înceteze și trebuie să înceteze cât mai urgent posibil. N-are importanță despre ce om politic este vorba, pentru că oricine, în orice moment, poate să fie în această situație. Cei din PSD cred că își mai aduc aminte, sper că își mai aduc aminte de momentele în care au considerat ciuma roșie și n-ar trebui să lase să se întâmple lucrurile acestea. Și ce au trăit în prima zi de după alegerile din 2019. Nu numai asta, dar au tot fost europarlamentar. Proteste din 2017 și 2017, în care pur și simplu a apărut sloganul acela nazist cu ciuma roșie. Exact. Și toată lumea ar trebui să-și aducă aminte de aceste lucruri și să nu lasă să se mai repete ceea ce se întâmplă astăzi. Este vorba încă o dată despre o chestiune politică. Uitați-vă la ziua care a fost aleasă pentru această anchetă care s-a desfășurat pe repede înainte, miercuri, în condițiile în care mai sunt două zile suficiente, arhisuficiente, pentru a fi rostogolit în presă acest subiect, în așa fel încât, bineînțeles, să stârnească emoția, furia împotriva unei mișcări politice care amenință să-i schimbe de la guvernare pe oamenii aceștia și, doi, acest lucru este cel mai grav, să acopere adevărata problemă pe care o are sistemul, adică statul paralel, generalii negri, care, iată, în momentul de față stau liniștiți și se calmează sub control judiciar pe cauțiune. Păi și spunea Dumbravă, hai mai aveți răbdare un pic, câteva zile, că se rearanjează, se schimbă, și știm cu cine să discutăm, ei și plănuiau preluarea puterii. Mulțumesc, mă duc la eveniment. Mulțumesc mult. Doamne ajută, toate cele bune. Bun. Deci ați văzut și ați auzit și declarația lui Piperea. E un fâs. Un mare fâs care nu va schimba cu absolut nimic faptul că voi, fiecare dintre voi, veți merge duminică la vot și pe cele 5 buletine de vot veți pune 5 voturi împotriva sistemului. Despre asta este vorba. Din punctul meu de vedere, orice s-ar întâmpla, nu vă pot împiedica duminică să ieșiți și să le dați peste vot, să ieșiți la vot, să le dați peste bot și peste boicot vot, că sunt unii securiști care sunt cu boicotul în colțul gurii. Boicot votul în colțul gurii. Pentru că pe ei au durut în cot 35 de ani. Cam despre asta e vorba, salutare. Cam despre asta e vorba, atât de aici, de la parchetul general. Și sper ca asta să fie învățătură de minte pentru toți actualii și viitorii conducători politici, președinți de partid și așa mai departe, salutare, să scoată, atunci când vor prelua puterea, să scoată orice formă de stat paralel, orice formă de deep state, de la butoane, din priză. Să-i scoată din priză pe securiști ăștia nenorociți. Salutare, salutare! Cam asta e. Atât de aici, de la parchetul general. Doamne ajută, toate cele bune. Ne auzim de la 18. Ok. Bună, bună. Bună, bună. Toate cele bune. Așadar, dragilor, asta este o mare lecție și o mare învățătură de minte pentru toată clasa politică. Astăzi e Aur, Silvestru, mâine poate fi și o șoacă, care, apropo, înțeleg că a devenit o mică turnătoare, un mic sifon. L-a sifonat pe ăsta, pe Zară, cu niște chestii false, din câte am înțeles, ne spune Zară. Și așa mai departe, la Antena 3 am înțeles. Era supărat ăsta acolo. Da? Deci, Răspoi mâine, e Ciolacu.
săptămâna viitoare ciucă și așa mai departe. Asta e. De aici, în piața Constituției, Doamne ajută, mergem până la capăt. 2024, hai eliberare!